Vă rog, o cafea. Da? Am ajuns. Bine ați venit! Cooperarea militară în Afganistan, proiectul de scut antirachetă, eliminarea vizelor și oportunitățile de investiții în economia românească au fost principalele teme abordate în întâlnirea bilaterală avută săptămâna aceasta la Washington de ministrul român de externe Teodor Baconski cu secretarul de stat american Hillary Clinton. It is a pleasure to welcome the foreign minister here today. This year, Romania and the United States mark the 130th anniversary of our diplomatic relationship. And it is a friendship and a partnership that grows stronger every year. Nu îmi cereți să spun că am fost un ministru performant sau mai puțin performant. Pot spune doar că reprezint prin experiența mea internațională un produs plauzibil al diplomației românești, față de care mă simt extrem de solidar, pe care o respect mai mult decât analiștii citați de dumneavoastră și fără de care România nu își poate promova interesele în lume. Bună dimineața, dragi prieteni! Albastru de Voroneț, nici vorbă. Acesta este un simbol românesc din urmă cu 500 de ani. Albastru Facebook, acesta este spectrul sub care locuim de 10 ani încoace. Cerul fără stele sub care ne trezim și sub care adormim seara, împăcați că le-am spus noapte bună prietenilor noștri virtuali. Voi începe o discuție seducătoare, interesantă, așa cum e și cartea dedicată rețelei, cu invitatul meu din această dimineață, domnul Teodor Baconski. Bine ați venit, bună dimineața! Bună dimineața! V-am stricat programul astăzi? Nu, așa de devreme, la 9 și 3 minute? Aveți cadrul ideal pentru un mic dejun relaxat și cred că și cei care ne urmăresc vor fi de acord cu noi că e timpul unei cafele. Așa e și miza mea cu care pornesc în fiecare sâmbătă încoace, spre împrietenirea care mă așteaptă cu interlocutorul meu, mai ales că acum sunt total sub... Bună dimineața! Bine v-am găsit! Bine ne revedem! Eu vreau ca de obicei cappuccino și croissant. Da, cu unt sau cu ciocolată croissantul? Cu unt. Da? Atât? Atât. Da. Dumneavoastră, ce-aș putea să vă servesc? Vreau un espresso lung cu lapte, un croissant cu unt și un fresh de portocale. Și eu vreau un fresh de portocale. Da. Nu e o idee rea. Are tabletă. Asta am vrut da. Să vă spun. Suntem în acord cu ceea ce vom vorbi, dar să știți că m-am hotărât să atac viața de dinainte de Facebook și dacă ne rămâne un pic de timp și pe cea de după, dacă cumva există, pentru că nu sunt atât de convinsă că atunci când ieșim din iluzia rețelei ne mai rămâne elan pentru zbor, vom vedea. Așadar, m-aș lega direct de numele dumneavoastră, pentru că răsfoind în biografie și în bibliografie, care e consistentă, sunt mai mult de 12 cărți, dacă nu am numărat exact, dar sunt, spuneam mai devreme, sub dicteul contemporaneității. De ce? Pentru că am un invitat 3 în 1, dragi prieteni, și antropolog, și diplomat, și politician, iar acum doar... Fost politician. Fost politician. Da. A, începeți să vă deziceți de himerele unei nu, încercări. Dar am pierdut 3 ani din viață cu politica internă, fără succes, și am ieșit trăgând o concluzie logică. Uh-huh. Tipul meu, profesional, uman, nu e potrivit cu scena politică. Așa spun că... toate cărțile pe care eu le-am citit da. Și aceasta ultima, care e prima în care surâdeți și vă simt așa ironia detașată în colțul gurii, dar și surâsul, repet. Oricum, politica e o aventură care s-a terminat cu politica seducția externă, unei... Nu. Nu, politica internă, cea da. Care v-a confiscat 3 ani, așa cum o văd eu de la peluză, s-a terminat până la urmă mediatic, cu seducția unei nimfe blonde care v-a adus în formațiunea ei politică, după aia ați dezertat de acolo, chiar pe Facebook ați scris... Nu, nu, e invers. Eu am făcut acel nou partid. Așa. Și după aceea a avut loc un desant da. Al
unor politicieni mai experimentați, mm-hmm. care, mă rog, au reușit să scufunde oarecum proiectul. Da, și ministra Blondă a venit după ce ați făcut careul. Sigur, păi da, lucram de un an în momentul mm-hmm. în care s-a produs această juncțiune. Și sigur că divorțul era inevitabil. E greu să amesteci apa cu uleiul. Și chiar cu vinul, nu mai are niciun gust. Noi o să bem doar cafea astăzi și fresh de portocale. Eu mă pregăteam să vă întreb și m-am luat cu altele. De ce vă cheamă Teodor când sunteți născut de Sfântul Valentin? E simplu. Unul din bunici era Teodor și, mă rog, în numele său am fost și eu botezat, dar mă cheamă și Anatol. Da, pentru după tată. După tată. Deci, nu e un mister. Iar când m-am născut, Sfântul Valentin nu figura în calendarul ortodox. Uh-huh. Sau nu era băgat în seamă. Oricum, nu era o zi atât de importantă ca astăzi. Asta e. Suntem fiecare dintre noi ziua nu atât de mult ai mitologiilor recente și asta îmi place, pentru că eu vreau să mergem și la acea perioadă a tatălui dumneavoastră. La 10 ani după dispariția sa, la cutremurul din 77, eu încă am respirat ca tânără studentă în siajul acestei dispariții, pline de legende, de mister, și firește că vă întreb cât a stat acest spectru deasupra existenței dumneavoastră, condiționând-o în diverse feluri. Sigur că mai cu seamă acest sfârșit tragic te marchează, eram foarte tânăr, nu-mi face plăcere să evoc acei ani dificili, dar pe de altă parte asta a fost destinul, nu l-am putut modifica. El, ca mare poet și scriitor, eseist, traducător, chiar și acuarelist, exact, știam remarcabil, asta. A pus în mine o zestre care m-a obligat să-mi construiesc doar un prenume. Aveam un nume când am venit în această societate românească și, prin urmare, cu trecerea timpului mă consolez cu această absență prezență, pentru că A.E. Bakunski a mai fost reeditat după 90, inclusiv în această versiune românească a Bibliotecii de la Pleiad, da, exact. La Academie. Venind încoace spre Cafe Verona, m-am uitat încă o dată, așa fie și întreagă, pe Biserica Neagră, că pentru mine e o distopie care a marcat acei ani 70-80 ai literaturii române. De asta am și vrut să vă aduc în acest punct al descendenței dumneavoastră, ca să avem un pretext să mai vorbim de niște lucruri care se uită treptat și e foarte clar, de altfel oricine ar înțelege, că seriozitatea cu care vă așezați și în eseul patristic, și în diplomație, și în tot felul de alte preocupări și îndeletniciri, vine din această rigoare paternă care... Cred că și interesul meu pentru faptul religios are o dimensiune genealogică, în măsura în care cobor dintr-o familie care a avut multe generații de preoți ortodoxi, mă rog, în Moldova lui Ștefan, de ambele părți ale Prutului. Și cred că asta, într-un fel, mă rog, a inspirat, să zicem, mulțumim foarte mult, a inspirat interesul ăsta precoce pentru faptul religios. Sigur, au fost și niște experiențe spirituale în adolescență, dar pe care le-ați trăit cu acest bunic de la Călimănești, preot și el, da, l-ați evocat uneori, atât legate de bunicul meu, cât, mă rog, de descoperirile intelectuale din perioada liceului, când citeam foarte mult filozofie, am ajuns la filozofia religiei și filozofia religioasă și pe această cale am făcut trecerea naturală cumva spre teologie și am descoperit și marele tezau european al patristicii, adică literatura creștină din primul mileniu, care era un continent prea puțin explorat. Am citit ce ați scris de mult, imediat după 96, când a apărut în versiune românească Râsul Patriarhilor. V-am invidiat pentru acest titlu extraordinar, îmi place foarte mult, e foarte plastic. Da, în franceză, unde a apărut prima dată, se chema mai prozaic, așa cumva, Le Rire de Père, deci de
père de l'église, dar în română am preferat asta. Am văzut ce faceți. Și o aluzie la Marquez, nu știu. Da. Am prins-o din zbor. Da. Am văzut ce faceți și imediat mi-a răsărit în minte o întrebare, vă spun. Există mic dejunuri diplomatice ca ambasador? Da. Cu carieră lungă. Cum spunea Pleșu, de la modelul prânzul de lucru, în care n-ai nici prânz, nici nu lucrezi. Da. Există și mic dejun de lucru. Cinele nu prea sunt totuși mai festive. Am avut nenumărate mic dejunuri de lucru în care ești obligat să și prestezi, să ții un discurs, să afli, să informezi. Eu cred că ăsta nu e un mic dejun de lucru, e unul de confesiune. Am văzut cum ați făcut așa cu prăjitura și mi-am adus aminte cum am fost într-un... Proaste obiceiuri franțuzești. Ei, da. Am fost într-un... Trebuie să vă spun un minut. Am fost invitată la reședința unui ambasador oriental, acum câțiva ani. Și era o oră de amiază, când, deci o oră de cafea sau de ceai. Și ambasadorul foarte galant m-a întrebat, după ce mi-a dat o cafea orientală mică și cu zaț, așa, ce prăjituri îmi plac. Și a și glumit și a zis, aceste prăjituri din țara mea sunt pline de miere și de zahăr și doamnele le evită pentru că se îngrașă. Dar avem și prăjituri europene și eu... Am făcut pe deșteaptă și am zis, eu vreau un macaron, fiind sigură că n-are această delicatesă franțuzească. Da. Și mi-a adus, am pus-o în cană, care era, repet, foarte mică și cafea cu zaț. Și când am încercat să o scot, n-am mai ieșit de acolo. A rămas așa. Se împotmolise în... Da. Și excelența a întrebat, dar ce s-a întâmplat? Nu beți, nu mâncați. Am zis, păi nu mai pot. Totul era de unde... Ideea că diplomația poate fi și flexibilă și surâzătoare. Trebuie să fie, da. În cartea din urmă cu 2 ani ați scris asta, în legătura de chei, cartea dumneavoastră crea o confesiune, de fapt un dialog cu Armand Goșu despre diplomația românească în diferite stadii și stagii, m-am lămurit. Da. Suntem departe de convențiile care ne umblă în cap uneori că mâncăm sofisticat 3 icre negre și după aia zâmbim frumos și facem o fotografie întinzându-ne. Da, acest stereotip negativ la adresa diplomației vine direct din antielitismul vechiului regim comunist. Uh-huh. Adică era notoriu faptul că Elena Ceaușescu îi detesta pe diplomați, odată că îi se părea că au mai mare libertate, că sunt undeva în alte țări și chiar dacă sunt supravegheați, nu poți să știi ce fac în fiecare clipă. Erau priviți în ultimii ani ai regimului și ca potențial trădători. Asta știu. S-a creat acest clișeu, diplomatul, un soi de parazit de lux, stă numai știu la și, recepții. Știu sintagma asta, Elenei Ceaușescu. De fapt e un proletar al relațiilor internaționale, un om care face din ce în ce mai mult pe același salariu, pentru că apare o polispecializare și totodată personalul din serviciul diplomatic românesc nu a crescut exponențial, nu? Deși noi avem cât sunt acum? Vreo 2000 cu totul, 2000 și ceva, dar incluzând aici și rețeaua consulară, care a crescut inevitabil odată cu numărul românilor din stabiliți în Europa sau în alte state, după alte continente. Vreau să vă duc spre anul 1997. Știți de ce? Pentru că mă interesează această postură, am vorbit de diplomație, a dumneavoastră, de ambasador pe lângă Sfântul Scaun, și mai exact, ați ghicit deja, sunt sigură, întâlnirea pe care ați avut-o cu Papa Ioan Paul al II-lea. Au fost mai multe întâlniri, nu? Dar poate mi-o povestiți pe aceea a prezentării scrisorilor de acreditare. Sunt întâlniri mai mult decât memorabile, cu un impact definitiv. A fost prima personalitate mondială cu care am stat față în față. Vă dați seama, la 34 de ani, ce emoții te străbat în momentul în care în biblioteca privată a unui papă ești primit.
Deja mi se părea oarecum ciudat să mă îmbrac în, în frac, asta era regula protocolară. Dar lucrurile au decurs bine. Ioan Paul al II-lea prefera ca limbă de lucru, de contact, franceza și i-am povestit puțin despre studiile mele, care se potriveau cu acea misiune. Sunt mândră de ce îmi spuneți, îmi imaginez această scenă cu un reprezentant român care vorbea bine, foarte bine franceza după doctoratul de la Sorbona. Și atunci papa, asta a fost un atum plus pe lângă și Sfântul Părinte, e clar. Chiar a pomenit în discursul pe care nu l-a rostit, dar care era publicat în Osservatore Romano, faptul că, iată, România trimite un ambasador cu studii adecvate acestei misiuni. Erau deci foarte, am intuit, foarte încântați. I-am adus și o publicație a comunității poloneze din România. Era de altfel am impresia din alte confesiuni... S-a bucurat foarte mult. Am impresia din alte confesiuni pe care le-ați făcut că Papa Ioan Paul de fapt v-a și mulțumit pentru ajutorul pe care românii l-au dat polonezilor în al doilea război mondial. Da. A făcut legătura cu acel episod istoric, era bineînțeles la curent cu asta și cred că a făcut-o mai mult sincer, nu doar din curtoazie diplomatică. De asta am și evocat momentul, pentru că vreau să-l aducem între noi cu profilul său integral, care era nu numai al unui mare duhovnic, unui intelectual. Unui sfânt, știm astăzi că el avea să fie canonizat și pe bună dreptate. Ați contribuit mult la venirea lui 99 în România. A fost un moment istoric care, pentru mine de pildă, ca jurnalist care privea asta, a însemnat de fapt europenizarea României, o deschidere. Da, cum îmi place să spun, binecuvântarea Occidentului. Reconcilierii și al păcii între popoare, această ocazie va fi un bun prilej pentru o mărturie comună în favoarea păcii în Iugoslavia, cerând încetarea imediată a războiului și a vărsării de sânge. În special, urez ca o crescândă înțelegere între toți cei ce se onorează cu numele creștini, ortodoxi, catolici de diverse rituri și protestanți de diferite denumiri, să fie ferment de unitate și de concordie în interiorul patriei voastre și în însuși continentul european. Unitate, 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 un
viitorul nostru și la lumea care a urmat să-i aparținem și juridic, legal, politic, economic, dar atunci cred că Papa a deschis, cum să spun, a deblocat ceva. Era un fel de traseu obturat și cred că venirea lui a dat drumul la mult mai multă simpatie față de România și totodată a pus România din perspectivă occidentală pe harta asta a Europei Unite. Un tânăr soldat care l-a însoțit atunci, mulți l-au însoțit și au rămas marcați, dar acest tânăr recrut, care a și leșinat de emoție când a stat în preajma Papei, da, după aia mi-a spus, la câțiva ani distanță, printr-o întâmplare cu totul... Era în garda de onoare, da, la Băneasa. Da. Și mi-a zis, că, și mi-a zis, Sfântul Părinte mirosea așa de frumos. Da? Asta mi-a rămas, da. A fost o nouă tușă în profilul... Da, una olfactivă. Exact. Da. Și deloc neglijabile, dacă ținem cont că e un profil uman care a ieșit din uman și foarte mulți sunt cei care cred în miracolele Papei. Eu însă sunt înclinată să cred asta. Mai mult decât în miracolele rețelei despre care vom vorbi și căreia, repet, i-ați dedicat un studiu seducător, se citește aproape singur, e citibil și citabil, pentru că sunt foarte multe, vă jucați cu textul, ceea ce îmi place foarte mult. Azi dimineață când ați venit încoace, v-ați uitat pe Facebook sau nu? Da, e deja un reflex. Acum e adevărat că în lunile din urmă am lucrat de acasă. Asta înseamnă ce? Am avut un contract de consultanță pe chestiuni geopolitice și regionale. Dar lucrând de acasă, îmi petrec ziua în fața computerului, la birou, grosomodo, și în felul ăsta mă și informez, fac un tur de orizont în presa internațională, dar Facebook-ul are această particularitate că poate să rămână deschis și când faci altceva și tot timpul te acroșează, tot timpul îți dă de știre că cineva a făcut o nouă postare, că unul dintre prietenii tăi te-a pomenit, te-a tăguit, cum se zice, exact, în această, da, românească suferindă. Și în felul ăsta îți crezi ție însuți impresia că ești conectat non-stop, că nu pierzi lucrurile esențiale. Nu sunt lucruri esențiale, adică esențiale viața în trei dimensiuni, în afara acestor rețele, în același timp însă, din ce în ce mai mult ne folosim cu bune și cu rele de Facebook și de celelalte rețele, de rețelele care îi leagă pe profesioniști. Spre deosebire de mine, dumneavoastră aveți două pagini de Facebook. Deci ceea, da, ce spuneți aici în subtitlu, Fabrica de Narcisism, la dumneavoastră funcționează în doză mare. Eu n-am decât o pagină civilă. Dumneavoastră aveți una publică. Nu, să vă spun că nu e un surplus de narcisism. Am avut, cât eram în politic, o pagină de politician. Da. Și pe aia am schimbat-o în pagina de scriitor, dar a rămas pagina, să spunem așa, oficială, da, unde poți să primești și like-uri. N-am vrut să o desfințez. Pe de altă parte... Era și păcat mai, de, da, cei 8.000 de înscriși acolo. Da. A fost o reverență pentru ei. Acum știți cum, față de, nu știu, Daniela Crudu, sau mai sunt niște fete din astea VIP, vedete de televiziune, care au 100.000 de like-uri. Sau, ești un zero în fața, da, acestor idoli. Dar vă uitați idoli la astfel? Eu nu pot să cred, da, că vă uitați la asemenea rivalități. Nu compar, pentru că aș fi permanent într-o permanentă depresie. Pierzi toate meciurile. Dar e adevărat că eu n-am avut resurse ca să plătesc like-uri, știți că să pot și... Da, am auzit că e o practică deja curentă. Da. Uh-huh. Și atunci astea câte sunt naturale. Și mă consolez cu gândul ăsta. Dar vă spun că e ca, cum spuneam și în cartea mea, e un soi de mini-editură pagina de Facebook. Adică sunt oameni care sunt pasivi, ascunși, intră din când în când, scriu ceva convențional, nu sunt urmăriți. Alții sunt, totuși, liderii de opinie din viața reală, că sunt politici din lumea academică, intelectuală, culturală, din diverse profesiuni.
toți acești oameni chiar au o constelație de fani și comunică social. Deci asta se întâmplă. Ei țin legătura și spun opinia despre orice chestiune de actualitate. Este o mare oportunitate treaba asta. Categoric. Și cu toate astea aveți doza necesară de circumspecție. Spuneți, ca să citez, este, Facebook-ul este un imperiu al ghilimelelor. Nimic nu trebuie luat ad literam. De acord. Da. Nu mi-aș lua niciodată certitudine de pe Facebook chiar în serios, deși prietenia mea pentru cei doar 5.000 pe care i-am pe pagina personală. E maximum, asta e, da, plafonul. Da, e maximum. Da. Îmi place stabilit. Această limită. Când în istoria speciei noastre a avut cineva 5.000 de prieteni? Asta e culmea totuși, da. Da, mă simt răsfățată, am fost foarte atentă la ce ați spus. Ați spus ca și mine și eu spun asta. Pagina mea de Facebook, dar studenții mei, prietenii dumneavoastră, tinerii din jurul nostru spun zidul, wall-ul meu, am pus pe perete. Da. Vedeți ce diferență între nativii digitali și noi doi care spunem carte, deschiderea. Da. Noi spunem pe pagină, o carte deschisă. Ei spun pe wall, au pus zidul. Da. Cum ne descurcăm cu asta? Dacă n-au avut gazeta de perete din comunism, au inventat-o acum. Da. E un fel de autodenunț permanent, în cheie narcisică. Da. Și, într-adevăr, oamenii sunt prinși de mirajul acestui exhibiționism permanent. Nu-și mai dau seama când devin... Nu ne mai dăm seama când devenim un pic ridicoli, exagerând cu această autoreferențialitate. Dar ăsta e un fapt social masiv, nu-l mai putem ocoli. Cred că merită să filozofăm pe marginea lui. Eu am făcut acest eseu cu ambiția modestă de a vedea unde suntem, de ce ne aflăm în această situație, care e și istoricul rețelei și totodată impactul ei sociocultural. Eu în mod normal, când mă duc la facultate, am sacouri, am, slavă Domnului, am foarte multe cămăși. Da, și câteodată nu simt nevoia să mă îmbrac pur și simplu normal, ci simt nevoia să trec în cealaltă extremă. E bine să acoperi mai multe extreme. Da. Dar ce studiați? Știință politică. Nu mi-e ție frig la 49. Bune, la care aveți? Am făcut 3 ani de știință politice. Acum sunt la marketing. Și vă spun că nu m-a ajutat la nimic cei 3 ani de știință politice. Sunt vieză. Și da, cum am spus, majoritatea persoanelor care sunt în politică cumva nu au o rampă din asta. Sunt de 2 ani. Când am făcut carieră, am făcut acțiunile, am luat o altă. Cumva am mers eu la ideea că cumva cei de la științe politice sunt spiriduși din urechea parlamentarilor. Cei care știu cum merge tot sistemul și pot fi util, dar în principiu oamenii din politică sunt mai mult carismatici, sunt mai mult chiar au alte calități. Ați văzut prea multă carismă la oameni din politică, așa, luat la grămadă, s-a mai oprit. Da. Dar cum de generoși viața o fi. Vă zic, dacă votați, așadar, unde suntem de 10 ani? Ce ne face să ne livrăm de bună voie acestui sistem care ne înghite? De unde apetitul ăsta? E în primul rând sentimentul că dacă te vezi, existi și chiar persiști dincolo poate de moartea simbolică a anonimatului, pentru că a nu fi cunoscut de nimeni e o condiție a care a devenit insuportabilă pentru omul de azi. Ziceți tot aici în carte, suntem pe Facebook poate și din frica de a nu deveni inadecvați, de acord? Da, e conformismul, să spunem, tehnologic, nu? Ești, dacă nu ai pagină de Facebook, poți să faci o figură de bunic, de, știu eu, de om oarecum depășit al altor vremuri. De aceea ai în rețea din ce în ce mai mult oameni chiar de toate vârstele. E de altfel foarte simplu să-ți creezi o pagină și alfabetizarea informatică
e continuă și binevenită. În fond, crește capitalul social de competențe, de, până la urmă, e o sursă inepuizabilă și de informații așa, la primă, în primă instanță. Gândiți-vă câte lucruri vezi derulând fluxul ăsta de noutăți de pe Facebook. Atât de multe încât e un întreg antreprenoriat ce face Facebook. Vreau să o iau pe rând în branșe cu dumneavoastră. Când Facebook-ul, de pildă, este o agenție matrimonială, ce face? Îmi veți spune. Bun, nu știu cât sunt de eficiente. Cred că mai degrabă sunt pagini ale unor agenții matrimoniale care lucrează și... Nu, ați luat sensul în noțiunea lui proprie, că de fapt... Erosul e în aer în această carte a fețelor. E în aer în ambele sensuri. Uh-huh. Dar poate fi și o societate politică această carte a fețelor? Poate fi orice facem noi din ea. Adică e clar că succesul rețelei îl obligă pe Mark Zuckerberg și compania să modifice acum, să creeze butoane. Ați văzut, a apărut, de exemplu, supermarketul Facebook. Așa prin butonul Shopify. Deci poți să-ți faci magazinul virtual pe Facebook. De la băncuța din fața casei, nu? La prispă, am trecut la butic în mediul virtual, dar se vor face și transferuri bancare de bani. Da. Adică va deveni foarte curând, sub presiunea acestui miliard și jumătate aproape de utilizatori, va deveni un fel de serviciu de internet integrat total și o platformă în care practic toate necesitățile curente sunt satisfăcute. Deci o forță redutabilă. Sigur, poți să spui e dracu gol, maică, mai bine fugim de aici că ne pierdem sufletul, sau, dimpotrivă, să spui să luăm inteligent ce ne oferă această rețea și să ne dezvoltăm social, personal, cu ajutorul ei. Discernământul e esențial. Dar câți îl au? Pentru că am ajuns să invidiez, și aici vă întreb dacă faceți la fel cu mine, pe cei care ignoră Facebook. Deși nu știu dacă aș schimba rolul cu ei. Da, știți, acum mi-aduceți aminte tot de Vatican. Era un cardinal acolo care îmi ținea următoarea teorie. Zice, oamenii cu adevărat puternici n-au telefon mobil. Și vrea să spună prin asta că... Au o secretară permanentă, nu? Pe de-o parte, așa? Și pe de altă parte, dacă ești cu adevărat puternic, n-ai nevoie să cauți pe nimeni, tu ești cel căutat și dacă cineva vrea să te găsească, te va găsi. Subscrieți la asta, e multă emfază în declarație și un individualism de care mă tem. Ideea asta că invidiați pe cei fără pagină de Facebook pentru că au rămas liberi și... Da, acum contează și foarte mult simțul dozajului. Adică dacă exagerezi, cum mi s-a întâmplat și mie, eu am avut de fapt o perioadă post-politică aproape... traumatică, depresivă, în care... De ce? Spuneți-mi asta, nu putem trece... Nu sunt pe canapeaua psihanalistului, dar oricum, de ce? Pentru că am fost un eșec. Adică n-am intrat nici în Parlamentul Național al țării mele, nici în acela european. Cum să nu fii copleșit de un dublu eșec? Adică te simți inadecvat, te simți inutil, te simți respins. Sunt sigură că asta e în mare parte o cochetărie necesară, pentru că în urma acestui eșec, cum spuneți, că eu cred că e numai un tranzit în existența dumneavoastră, ați fost ambasadori în trei metropole mari, ca Blaga la Lisabona, la Paris. Da. Nu mă plâng că viața mea n-ar fi avut sens până acum sau n-ar fi fost împlinită profesional, dimpotrivă. Dar tocmai în momentul în care am crezut că, având în spatele meu o carieră completă în diplomație, având o formație academică iarăși certificată și recunoscută, aș putea să ofer ceva politicii în țara mea. S-a văzut că partidele bate trimit într-un loc unde și într-un moment când n-ai cum să câștigi. Dar poate n-ați ales bine partidul, v-ați gândit? Știți cum e? Acum cel puțin am libertatea și satisfacția de a le judeca pe toate cu aceeași măsură. Și nu mai am naivitatea partizanatului, nu mai socotesc că există... nu știu, o parte cu adevărat bună a baricadei. Am ieșit din maniheismul ăsta
rudimentar al partizanatului. Adică când ești în politică, trebuie să fii partizan și totodată militant, să-ți asumi un misionariat, și să spui minciuna, iată, că partidul tău e curat, bun și face ce trebuie, când vedem foarte bine că există un fel de echitate a răului care face ca practic toate partidele românești să, sau neromânești să fie atinse de aceleași patologii. Bună ziua, doamnelor și domnilor! E foarte interesant să fondezi un partid. Trebuie să mergem pe o altă direcție pentru ca România să își vină în fire, pentru a trăi într-o societate civilizată, pentru a ne simți bine unii cu alții, pentru a ne regăsi încredere. Ceea ce ați numit și ați relatat aici drept eșec, pentru mine e doar o eroare. În ce mod? O eroare de opțiune, pentru că v-ați gândit cu convingere că politica românească ar putea să aibă nevoie de formația noastră academică? Fals! Vedeți că încă nu e momentul. Uite, vă dau un exemplu. Avem în ambele camere comisii de politică externă, nu? Ele sunt cele care evaluează oportunitatea de a ratifica tratatele și acordurile internaționale la care România e parte. Aceste comisii pregătesc strategia de politică externă, o viziune, bilanțuri de etapă, audiază ambasadori, au o serie întreagă de funcții importante. Am gândit că un diplomat de carieră e potrivit într-o astfel de comisie. Nici vorbă. Dar poate vine și acel moment, fiindcă se apropie 2019, când o să avem președinția semestrială a Uniunii Europene și atunci va trebui să reedităm acel moment fast al întâlnirii noastre de la Vatican cu Papa, când singur a trebuit să reprezentați o țară onorabil, vorbind limbi străine, purtând cu bine fracul, și asta e o chestiune deloc neglijabilă. Am avut, grație carierei diplomatice, un noian de șanse fantastice de a cunoaște lumea, de a folosi lentila mea de antropolog în descifrarea spontană sau laborioasă a multor culturi diferite de a mea. Asta te îmbogățește extraordinar, îți dă un simț al relativității și totodată un simț al solidarității umane peste medie. Deci nu am de ce să regret. Eu cred că cel puțin pentru viitoarele mele cărți am acumulat un fond de comerț foarte rodnic. Decupez din acest fond de comerț, ce bine sună și adecvat cu ceea ce trăim, o bucată foarte mică, o alegeți dumneavoastră. Care este orașul, sau dacă nu, mai mult în ordinea umanului, întâlnirile care v-au marcat, fie cu spații, fie cu oameni? Nu-mi place să fac ierarhii afective. Cred că Roma e orașul meu favorit pentru că exprimă într-adevăr această pasiune pe care am făcut-o publică, deci nu e mare secret aici. În același timp, repet, am luat din orice țară, context, oraș, capitală, ce este omenește, universal și interesant, pasionant, am găsit acest numitor comun și mi-e greu să fac un top care să, știu eu, să discrimineze sau să pună pe locul 2, 3, 5 alte orașe. Sunt absolut amorezat și de Lisabona, unde iarăși am fuzionat cu acel spațiu și cultural, intelectual, dar și cu simbolismul și cu marii autori. Adică n-am avut misiuni diplomatice sub semnul rutinei mecanice și a schimbului sec de note verbale cu Ministerul de Externe. Nu. Mi-a plăcut să fiu acolo, o prezență care absoarbe și care iradiază, pentru că un ambasador este reprezentantul unic al altui stat în alt stat și trebuie să fie un om orchestră, în concepția mea, poate desuetă. Nu cred. Mi-a plăcut această replică din legătura de chei, în care spuneți, e mai util și profitabil să acționezi repede în timp real,
decât corect din punct de vedere diplomatic, dar prea târziu. Dar prea târziu. Da. Cred că e o emblema vremii noastre. Asta e vremea, puțini ambasadori, cred că se pot alinia cu urgență aceste chestiuni și de aici drama. Da, există pe moment între state lucruri care trebuie clasificate pentru, din motive de siguranță națională. Nu pot fi dezvăluite pe loc fără să lezeze terțe părți sau fără să dezvăluie lucruri care, spuse public, ar putea să provoace daune. Însă, nu din asta e făcută substanța diplomației. Oamenii exercită aceste responsabilități, cu tare ambasador, acela e secretar de stat, unul devine ministru, altul prim-ministru. O fac din pasiune politică, deci din implicare pentru cetate, pentru viața publică, pentru ce înseamnă istoria, pe care uneori o influențează pozitiv. Nu întotdeauna. Însă e cert că eu unul nu întrețin această mitologie de care vorbeam adinaori. De cele mai multe ori la putere se află simpli oameni sau oameni simpli, după caz, și cu asta am spus tot, natura umană nu se schimbă odată ce urci o ierarhie politică. În legătura de cheie am explicat și diminuarea proporțională a importanței ambasadorului în secolul 21, în sensul că... Ați criticat nuanțat și diplomația în sine, dar nu asta vreau să discutăm. Nu, în sensul că astăzi marile decizii se iau în consiliile acestea, nu cum e Consiliul European, într-un format multilateral, când la vârf se întâlnesc actorii politici și ambasadorii devin un releu secundar, nu mai sunt chiar plenipotențiari, nu cum s-a întâmplat să fie și cum dumneavoastră ați fost congresul de la Viena. Da, da, e adevărat. Pentru ultimele minute, chit că închidem într-o notă gravă, vreau să mă întorc la riguroasa dumneavoastră formație de teolog și antropolog al religiei și să vă întreb unde mai e în tot acest iar maroc, ziceți dumneavoastră, plastic despre rețeaua Facebook, omul religios și poate și pulsiunile lui mitologice, nu întâmplător. Cred că omul religios a intrat și în dimensiunea virtuală fără să devină prizonierul ei, tocmai pentru că știe că nu îl confundă pe creator cu creatura, că tot m-a plecat ieri asupra epistolei către romani. Sunteți convins că nu... Că nu le confundă? Riscul de idolatrie e la fel de mare în lumea reală și în lumea virtuală. Cineva care nu e pregătit sufletește să facă deosebirea între un idol și un divinitate, cade în capcana asta oriunde s-ar afla. Dar eu am văzut, există și religie ca discurs pe Facebook, însă cred că oamenii găsindu-se, de multe ori ieși din rețea și te găsești, cum ne-am găsit noi în această emisiune la micul dejun. Ei, ne-am găsit pentru că ne-am căutat și n-am terminat, pentru că da, dar acum, în timp ce vorbeam, eu m-am uitat câte like-uri am primit pe pagină și abia voi fi convinsă dacă a fost bine sau nu când veți ajunge acasă și veți da sau nu like paginii Mic Dejun cu un Campion. Acum gata, trebuie să dau. Dar o dau cu plăcere și convingere. Că e o emisiune interesantă pentru care vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Sper că am făcut măcar atât în conversația noastră. Am adus cititorii dumneavoastră, cei care nu știu încă, spre cărțile pe care le-ați scris și spre această miniatură seducătoare, cele 180 de pagini despre Cartea Fețelor Facebook, în așa fel încât să ne mai crească un pic speranța că suntem aproape de noi, că nu ne risipim timpul în rețea, că putem fi și fericiți și adecvați dacă rămânem împreună cu ceilalți, fie și virtual. Vă mulțumesc! Leana, ce notă ne-ai pus? Nota 20, vreau... Nu, stop!
de a-ți ști ce face această doamnă, care e de fapt stăpâna inelelor, în timp ce noi zicem gata, s-a terminat cu convenția filmării, lasă cuvintele civile să treacă și ies niște lucruri absolut, da. Un betizier. Da, eu atâta vreau să vă întreb unde găsim cartea de cumpărat. Păi aș vrea și eu să vă pot răspunde, dar deocamdată... Deci n-am mai găsit-o, așa că mizez pe Daniela că mi-o va prunta și... Da, nu știu... Din păcate eu citesc atât de urât, pentru că tot notez, mâzgălesc, dacă ar vedea domnul profesor ce-am făcut din Jurnalul Reginei, cred că s-ar întrista, e cu negru, cu creionul, cu toate... Mă bucură că l-ați citit cu creionul... Da, și pe dânsul l-am citit cu toate... Mulțumim tare mult!